Bună, bine v-am găsit la un nou episod din Roblox, suntem aici împreună cu Max. Salut! Și iată-ne, oameni buni, într-un nou episod super tare pentru voi, pentru că astăzi vom juca Poppy Playtime cu această jucărică aici albastră. Să vedem ce se întâmple. Hai să dăm și noi pe play. Ia uitați-l pe capitan. Ia zi. Creatura aceasta este numită Huggy. Și din ce am înțeles și din ce m-am mai jucat și eu Poppy Playtime, adică jocul joc, nu Roblox, această creatură prinde viață și o să ne urmărească și o să trebuiască să scăpăm de aici. Deci noi practic am intrat în fabrica de jucării unde există și Poppy Playtime, care e o jucărie care vorbește, cică. Acum, știu că această creatură este destul de rea, așa că trebuie să avem grijă. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place Poppy Playtime și dacă mai vreți și alte episoade. Și hai să strângem, hai câte like-uri vrei să strângem, pisica, la episodul de azi? Aș vrea să strângem peste 7000 de like-uri. Peste 7000 de like-uri, hai să strângem, eu zic peste 9000 de like-uri, pentru că merită jocul acesta. Ia. Și hai să vedem, deci noi trebuie practic, uite, hai să-ți arăt. Este aici o ușă, da? Este o ușă și noi o să trebuiască să... Deci practic trebuie să scăpăm de aici, da? Trebuie să scăpăm din fabrica de jucării. Uh-huh. Avem un cod, bag eu la vrăjeală codul. Și zice wrong, deci da, nu este deci acesta codul. Uite, dacă te uiți pe geam, hai să vezi că se vede ceva. Da, văd acolo, e un culoar cu niște cutii. Uite. Un culoar cu niște cutii. Acum hai să găsim codul, ia vină încoace. Hai să vedem care este trebușoara aici. Vină încoace, că în jocul... viteză. În jocul original, aici trebuia să găsești culoarea. Ia. Vezi sus? După culoarea trenulețului. Da. Și ăla era codul. Aici în jocul pe Roblox e altfel, e puțin diferit. Ok. Deci noi trebuie să găsim codul. Vezi dacă găsești vreo foaie cu, da, cu codul uitam, scris. Da, mă uitam, dar nu e nimic pe aici. Ok, deci în camera asta nu este. Hai în camera cealaltă. La ce? În jocul original, de acolo îți luai, aveai două mânuțe așa, și cu mânuțele alea puteai să lipești mânuțele pe diferite obiecte ca să deschizi, de exemplu, să deschizi o ușă de la distanță. Interesant. Sau chestii de genul ăsta. Ia să ce vedem. E aici? Uite mânuța, uite, o vezi? Da, o văd. Uite-o. Aici o luai și în jocul original. Yeah. A, uite codul de aici, uite. Codul este 3-2-1. Ah, da, ok. Foarte, foarte complicat acest cod. Da. 3-2-1, chiar da. 3-2-1, doar. Cred că dacă încercăm de câteva ori, reușeam să intrăm. Da, 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 clar, da. Hai să vedem pe ce parte, uite, pe aici. Hai, bagă tu codul, pisică, 3-2-1, da? 3-2-1 și like. 3-2-1 și like. 3-2-1, enter, corect. Corect. Wow. Gata, se deschide ușa, ia auto. Interesant cum se deschide. Bun, așa. Avem cutiuțele. Pisica, uite-te cine e în față. Aoleu, sper că nu ne fugărește, nu? Momentan nu, pentru că curentul este închis, dar când o să dăm drumul la curent... Am înțeles. Când dăm drumul la curent, domnul Huggy poți să mă duc la își el? Face treaba. Poți să mă duc, nu știu, mi-e cam frică. Acum n-are curent, poți să te duci lângă el, că n-are curent. Ia uite-l. Ia să sărim pe capul lui. Putem? Nu știu. Ia. Am sărit! Nu. Ai sărit pe capul lui? Stai că vreau și eu să mă urc, dar nu prea văd. Nu prea merge. Hai să dăm drumul la curent mai întâi și pe aia să vedem care-i. Da, m-am urcat bine, am și căzut. Lui. Da, mi-a alunecat caracterul. Hai să vedem. Deci mergem la curent electric, să dăm drumul la aici? Curent, să vedem și noi lumina aici. Ok, hai aici. Momentan, hai pisică, du-te. Ușurel, vezi? Mamă, hai că și pisică în spatele tău! Nu, că ești tu în spatele meu, capitan. Încetează! Nu este adevărat. Nu. În partea asta la alta este pisică, vină încoace. Ok, acum aici trebuie să dai drumul. Ia. Deci trebuie să deschizi ăla. Acum? Așa, și acum să ți-ai apăsat să dai drumul la curent. Mamă, și acum o să vină ăsta peste noi? Nu știu, probabil, habar n-am. Doamne! Rămâne de văzut ce se întâmplă, gata, ai dat drumul la curent, perfect. Hai să avem mare grijă. Deci, practic, tehnic vorbind, de acum el are curent. Deci are curent și poate porni de acolo. Okay. Hai să vedem. Crezi că a plecat? Nu știu ce să zic, că nu văd nimic acolo. Merge ușor. Merge ușor, ar trebui curentul să fie deschis să se vadă mai bine acum. Băi, e tot acolo, să știi că eu îl văd. Da, uite-l. Hai, ești tu prima dacă e. Poate se mișcă acum, când trecem noi. Nu, hai să mergem mai aproape, să-l vedem mai de aproape. E sigur? Hai, ești fricoasă? Păi eu știu dacă se mișcă păpușa asta. Dacă se mișcă, fugim, ok? Uite ce zice aici, playtime,
A făcut o grămadă de jucării, dar lumea s-a conectat cel mai bine cu Huggy Wuggy. Deci așa se numea jucăria aceasta, Huggy Wuggy. Da. A fost cea mai populară jucărie vândută de către această companie. Deci Huggy Wuggy a fost cea mai vândută jucărie. Problema e că s-a întâmplat ceva cu ea și a început să prindă viață. Da. Nu știu de ce. Poate cu toții ne-am dorit să prindă viață jucăriile noastre când eram mici. Da, dar nu așa. Dar nu în sensul rău. Da, exact, nu în sensul nu rău. Nu în sensul rău. Adică să vorbească și astea. În jocul original trebuia să dai cu mâinile alea roșu și albastru ca să deschizi ușile acestea. Aici, din păcate, nu avem acele mâini. Deci măcar e să mergem... făcut ca în jocul original. L-a făcut exact ca în jocul original, doar că a modificat puțin, pentru că n-a putut să facă în Roblox exact la fel, știi? Corect. Deci bănuiesc că trebuie să mergem pe ușa aia. Da. E singura deschisă. Deci hai să vedem. Hai să vedem, pisica, ai grijă. Vezi că n-ai checkpoint-uri în jocul ăsta deloc. Deci dacă ai murit, dacă am murit, la început te dă. E clară treaba. Fai, n-ai checkpoint-uri deloc. Ce avem în față? Deci, ai grijă. A, uite, e mâna lui. Mâna, uite, mâna, da. Așa era și în joc. Ai grijă. Uite, vezi cum s-a scos mâna de după ușă. Ok, ușa asta nu merge deschisă. Ia. Oulu! Ia că s-a deschis. Hai, du-te tu înainte. De ce să mă duc eu? Dar tu știi jocul, hai, du-te înainte. Ce? Tu știi că dacă mă speri... Eu jocul original. Păi e un joc original, dar dacă vine un baba o să mă sperie. Păi lasă, dacă vine să vină la mine. De ce să vină la mine? Ai, aoleu, du-te tu, de ce să vină? Ia uite, bă. Și că să vină la mine. De ce să vină la tine? Mai degrabă. Corect? Am înțeles, da, ce să mă zic. Mergi ușor și dacă se întâmplă ceva, te oprești. Ok, și te duci tu înainte. Nu! Nu mă duc înainte deloc. Ok. Gata, ok. Da, vezi, liber. Totul este perfect, era normal. Era un culoar și te-ai fi așteptat să apară ăsta așa. Bă! Te-ai fi așteptat, dar uite că n-apare. Și mă gândeam să se dar facă sigur, ție. Sigur o să apară în jocul ăsta. Fii sigură că o să, o să apară. Ia să vedem. Okay. Și ne aruncăm de aici? Da. Ok. Am alunecat. Ia stai, ce e aici? Ia. Nu e nimic. Nu e nimic acolo. Așa era și în jocul original, doar că în jocul original trebuia să găsești niște chestii ca să treci. Capitan! Mamă! Pisică! Deci în jocul original trebuia să găsești niște cuburi sau ceva ca să poți să treci mai departe, însă aici ne lasă direct. Lumina roșie. Problema e că de pe aici începe să apară Huggy în jocul original, deci... Fai. Ține-te bine în caz de ceva. Sper că asta nu iar bandă de viteză. Ba da. Ba da. Sper că... Ok, s-a oprit. Pisică, nu știu ce să zic despre zona asta, dar... Nu prea îmi place zona asta, să știi. Pare că ar veni el. Nu știu ce să zic. Băi, el în jocul original de aici iese. Capitane? Da. Sper că nu iese de pe aici. Nu știu. Fugi! Pe unde? Pe acolo trebuie să o luăm? Da, pe lumina roșie, vai pe de... Lumina... Mi-a vai, nu cred! Mi-a apărut în fața ochilor dintr-o dată! Doamne, dar și eu l-am văzut! Ia uite! Fugi, că nu moară! Fugi! Eu vreau să-l mai văd... Eu vreau să-l mai văd puțin, da? Vine după noi, invent. Hai, uite, du-te mai aproape de el, dacă vrei să-l vezi, că nu cred că avansează mai tare decât atât. Ok... Vai de capul meu... Tu nu-i de acum, a apărut în fața ta, eu am zis că bă, mi-a e ok. Mi-a apărut dintr-o dată, eu am zis bă, în joc original de acolo vine, știi, dar gen... E fix de acolo a venit. Uite-le, stai cu minte. Arată drăguț cum l-a făcut în Roblox. Arată drăguț? N-arată drăguț deloc, că dacă-l vezi mi se cu pare ăsta că seamănă, mi se pare că seamănă foarte bine cu original. De săpânat seamănă, dar nu vrei să-l mai vezi pe ăsta, sincer să fiu. Eu aș fi vrut să avem mai mult timp în camera asta. Capitane, cred că a plecat. Ai grijă, grijă. Nu mai e, nu? Nu-l văd. Dar s-a dus în direcția aia și cred că... Uite, vine! E acolo, vine! Fugi! E acolo. Hai să... Aici era chiar fabrica de jucării, aici se făceau jucăriile păi în camera da, asta. Păi da, dar nu vezi că e bandă de asta, cred că aici vin cutiile de jucărie. Uite-l că s-a dus în colțul ăla acolo. Ia uite-l. Ia pleacă, își vede de treaba lui. Așa când a venit. Vezi că vine iarăși. Stai acolo.
Am vrut să văd dacă pot să apăs pe buton. A început o muzică, așa mai... Da, e muzică tot din joc. Ok. Mergem? Ok, da, hai să mergem. Ai grijă, pisică, că nu știu unde s-a dus. Ok, se tot plimbă pe acolo, deci poți... Capitan e în față. Oh, nu! Capitan e în față. Pisică? Îl văd! Aoleu, dar cum se poate așa ceva? Era în spate! Se plimbă prin vent, se plimbă la fel ca în joc și în joc se plimba în vent așa. Ce face, pisică? Nu știu. Ai curaj? A, uite, dreapta, 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 e bine. Sper că acolo nu mai e niciunul. Dacă m-am așezat pe capitul. Nu știu, tehnic vorbind e doar unul, nu sunt mai mulți. Vezi că vine, s-a urcat puțin. Da, hai pe să... perete. Hai să o luăm la hai fugă. Hai să mergem, zic. Deci tehnic vorbind e doar unul și se teleportează, înțelegi? A, un fel de Cartoon Cat, ok. A, da, da, seamănă, pot să zic că seamănă. Cum se teleportează, știi? Seamănă, seamănă. Ok. Mamă, sper că nu mai avem încă o dată. Nu știu. Ce e acolo? Nu știu. E... Ok, avem okay, iarăși o căzătură. Mamă, dar e lung ventul ăsta, mă. Și e înalt. Ce vent e așa înalt? De obicei în Roblox să ne așteptăm pe da, venturi sunt așa mici, 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 mici. Mamă, ce întunecos. Sper că nu mai e pe aici. Mă, și eu sper acum. Dacă ți apare acum în față dintr-o dată că mi-a apărut mie acolo. Nu m-ar mira. Mamă, parcă din ce în ce mai întuneric e aici. Că avem niște scări. Nu știu dacă e bine sau rău. Am înțeles. Nu știu dacă e de bine sau de rău cu aceste scări. E acolo așa, ca un obi. Da, n-ai cum să mergi, să mergi normal decât trebuie să sari pe fiecare treaptă, că sunt foarte mari treptele. Așa. Okay. Ia uite-te ce-i după colț. E ceva după colț pe aici? Nu. E ok. Ok, suntem safe momentan. Da. Momentan. Nu știu ce o să ne aștepte. O, e ceva acolo? E diferită parcă zona asta. Da, e diferită zona. Ne teleportează undeva? Oh! Ai grijă unde cazi. Wow! Oh! E în spate ceva, oare? Aveți nu cazi că poate e ceva în asta. Nu, căzătură, nu te duc. E căzătură. E căzătură, lasă. Mamă, n-a pus niciun perete aici invizibil în joc, ceva. Aici în joc venea și el după tine, te fugărea și pica după tine aici și pica jos pe conducte. E clară treaba, poate vine în spatele nostru acum. Să sperăm că nu. Bă, da, eu chiar m-am speriat când a apărut ăla de acolo, am crezut că o să mor. Deci eu nu mă gândeam că o să apară de acolo. Nu, și eu am crezut că o să mor la faza aia, pentru că te-am zis, în jocul ăsta n-ai checkpoint-uri, n-ai nimic. Efectiv, dacă mori, papa, da, la ești revedere, papa la revedere, exact. Jocului. Aș zice să mergem cât mai repede spre floarea asta, pentru că, nu de alta, dar platforma asta nu prea pare în regulă. Nu, deloc. Făcut așa, din bucăți lipite. Ok, vezi? Și aici intrăm în casă. Asta e un fel de casă de păpuși, cum ar veni, între ghilimele așa. Da, iar da, aici, da, în joc, trebuie să găsești și păpușa Poppy. Care păpușa Poppy, nu știm mai multe detalii despre ea, știm doar că este o păpușă foarte inteligentă. Și da, nu știm dacă o să ne ajute sau dacă nu o să ne ajute, nu știm ce intenție are. Bar n-avem, dar hai să mergem să vedem dacă o găsim și aici, în Roblox. Ok. Mă uit stânga-dreapta să văd dacă e ceva. Poate vine Huggy. Huggy, unde ești? Eu sper că nu mai vine și în casa de păpuși. Eu știu ce să zic. Poate e vine, acolo poate ceva, capitan. A, cred că e păpușa, cred că e Poppy. E păpușa? Da. Uite-o că e. Oh, era și în joc, era tot așa, lumină roșie, foarte puternică. Da, chiar e păpușa. Chiar e păpușa din joc. E uite un joc, nici n-am apucat să o văd foarte bine, dar uite pe Roblox o vezi. Iar aici păpușa efectiv sare pe tine în joc și zice ceva, dar nu știu exact. Da, aici n-au făcut chestia asta. Aici n-au mai făcut chestia asta, dar practic aici se termină primul chapter din Poppy Playtime, jocul original. Și aici se termină, bineînțeles, și jocul de pe Roblox. Deci este... Da. Bă, au încercat să facă... Exact. Și chiar le-a ieșit. Foarte chiar tare. Chiar le-a ieșit, mi se pare. Că, adică până și... faza cu urmărirea prin vent, au încercat să o facă cum au putut și cât de cât să spun, e și destul de decent, n-am ce să zic. Clar da. Dăm resetare? Da, hai să dăm resetare dacă vrem. Resetare, că nu te mai dă
înapoi de la început. Trebuie să dai tu reset. Reset. Play. Te vezi acum mai cu lumină când da. Se învârtem. Când noi am aprins lumina acolo, știi? Deci aici e ăsta, aici e cu codul și de acolo găsești codul. Da, acolo okay. găsești codul. Deci dacă o să vă jucați și voi, să știți că în partea stângă găsiți codul, pe când în jocul original trebuie să găsești codul în partea dreaptă. Deci trenulețul practic e în jocul original, da, știi? Da, trenulețul, da. Găsirea codul. Dar hai să mergem la Hagi puțin. Cred că ar fi putut să scrie acolo codul pe trenuleț, mă gândesc, nu știu ce să zic. Da, puteau să scrie sau puteau să bage în loc de cifre, să bage culori da. Și să pară mai asemănător cu jocul. Și mergem să aprindem lumina, să vedem pe lumină? Păi e aprins acum, să știi. A, da? A, cam slabă. Da, păi tu când ai reset, oricum, te resetează, dar să rămân chestiile pe care le-ai făcut. Deci asta este Hagi. Bă, nu știu, scrieți și voi ce părere aveți în comentarii despre acest joc pe Roblox, care mi se pare că... Au reușit să-l facă foarte, foarte bine. Da, chiar foarte bine, că am mai găsit... Sunt multe jocuri. Da, am mai găsit, dar nu erau făcute atât de bine. Adică te costumai în el și atât și te plimbai prin fabrică. Atât făceai. Asta ai și da, obiective sunt, și chestii. Foarte interesant făcut ăsta. Acum, da, sper să văd și un obi, poate, știi? Să văd mai multe chestii eu tematice. Cred, eu când am filmat prima dată Hagi, a fost acum mult timp. În prima zi când s-a lansat, eu l-am filmat. Și jocul ăsta, eu am zis, bă, jocul ăsta o să fie mare. Eu așa cred. Cred că o să fie mare și că o să fie un fel de FNAF. Așa, exact asta am zis în videoclip. Și încă susțin chestia asta. Cred că o să rupă. Deja e foarte popular și cu siguranță cred că o să fie și mai popular pe măsură ce trece timpul și lumea începe să-l descopere, știi? Da, da, dar, corect. Da, cred că are un viitor foarte bun și abia aștept să văd chapter 2 din Hagi. Da. Bun, și cam cu acest episod, dacă v-a plăcut și mai vreți să mai facem episoade, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa! Pa, pa!